Aici se odihnește ceea ce crima și impietatea au lăsat din trupul cel sfânt al lui Mihai Voievod cel Viteaz, iar sufletul lui trăiește în sufletele unui neam întreg, până ce scripturile se vor îndeplini când va afla în ceruri odihna dreptilor împreună cu sufletele fericite ale părinților săi care au fost... Mănăstirea Dealul este locul care adăpostește țeasta sacră a lui Mihai Voievod cel Viteaz. Aici, pe dealul care stă pavăză deasupra cetății Târgoviștei, a fost depus spre odihna sa veșnică și tot aici a fost apărată cu prețul vieții relicva devenită un adevărat simbol al neamului românesc. O istorie tumultoasă a fost aceea a vieții marelui voievod ucis pe câmpia Turzii și la fel de tumultoasă avea să fie istoria capului lui Mihai Viteazul. În ziua de 26 august a anului 1920, racla cu capul voievodului a fost readusă la dealul, însoțită de un impresionant cortegiu condus de regele Ferdinand și regina Maria. Trecuseră 4 ani de când țeasta sacră fusese salvată din calea războiului. Vara anului 1916 și odată cu ocuparea județului Dâmbovița de către etapa 266 prusiană, armata austro-ungară se îndrepta oarecum vertiginos către mănăstirea Dealul și prima grijă a marelui nostru istoric Nicolae Iorga a fost să salvăm relicva sfântă a neamului românesc, țeasta lui Mihai Viteazu. Trebuie să vă reamintesc faptul că pe toată durata de la momentul intrării României în război în august 1916 până la momentul Z, 16 noiembrie 1916, al pericolului a ajungerii trupelor austro-ungare la Mănăstirea Dealul și a pângăririi mormântului sfânt al lui Mihai Viteazu, trebuie spus că toată perioada aceasta, de câteva luni, elevii mănăstireni de la Mănăstirea Dealul făceau de gardă la țeasta, la capul sfânt al lui Mihai Viteazu. Tocmai în ideea le era frică de a nu fi răpit de către mari, de către trupele de ocupație. Bineînțeles că la îndemnul lui Nicolae Iorga, acest cap al lui Mihai Viteazu a fost preluat de aici, de la Dealul, de către 2 profesori, un profesor de religie, Alexandru Dolinescu, și profesor de română, Teodor Naum. Numai că au plecat separat, spre Iași, n-au plecat împreună, tocmai pentru a nu putea fi prins și a conspira transportul ceea ce aveau ei. Teodor Naum, profesor de română, a plecat înainte pentru a anunța autoritățile de Iași, unde deja începuseră să se refugieze guvernul și oficialitățile române, Casa Regală. Iar Alexandru Dolinescu a luat capul lui Mihai Viteazu, înfășurat, rețineți, într-o stofă bisericească, la rândul ei băgată într-o cutie din lemn de cireș, în care se păstrau la vremea respectivă pălăriile de epocă, și asamblată într-o altă stofă bisericească. Și a plecat pe tren via București-Iași. Ajuns la Iași, Alexandru Dolinescu s-a prezentat Mitropoliei Moldovei și Sucevei și, bineînțeles, la Mitropolitul Pimena al Moldovei. Ulterior a ajuns și Teodor Naum, a fost semnat cu acest prilej al predării, să-i spunem așa, capului Mihai Viteazu, Mitropolitului Pimen al Moldovei, un jurnal. Permisiunea dumneavoastră am să-l citesc ca să nu fac vreo confuzie. Citez. Se constată de noi, prin acest jurnal, că astăzi, duminică 17 noiembrie 1916, ora 3 după amiază, a sosit la Iași părintele Alexandru Dolinescu, profesor, preot, la școala militară de la Mănăstirea Dealul și ne-a predat capul voievodului Mihai Viteazu din 2 piese, tigva și maxilarul de jos, așezat într-o cutie de lemn încuiată. Am încheiat citatul. Bineînțeles că după ce a fost predată relicva sfântă, a fost depusă într-o tainiță pe altarul de răsărit al Mitropoliei și dat în grija eclesiarcului Policarpul Luca și a fost resemnat un act oficial de predare-primire în care și-au pus semnătura pe acest act, e demn de subliniant acest lucru, în afară de Policarpul Luca. Bineînțeles, Alexandru Dolinescu, preotul și profesorul de religie de la Dealul, cel care făcea, să zicem, actul de predare-primire, și rețineți, ministrul cultelor Ighe Duca și ministrul de război Vintilă Brătian. Deci au pus semnătura pe acest act de predare-primire a capului Mihai Viteazu către Mitropolia Moldovei. De la Iași, capul Mihai Viteazu a fost dus în Ucraina, astăzi, în localitatea Kherson, și a stat acolo 2 ani de zile aproape, până în 1918. În 1918, la terminarea războiului, a fost readus la Iași, reasamblat la Facultatea de Medicină, pentru că, vă dați seama, a suferit oarece mari și cu transport oarece modificări osemintele cranului,
și a început o întreagă tevatură a procesului de readucere la Târgoviște, care a durat 2 ani de zile, rețineți, de 1918 până la, cum îmi place mie să spun, sărbătoarea noastră națională din 26 august 1920, când a fost readus și reîncumat aici la Mănăstirea Dealului, locul sfânt în care ne aflăm. Important este, ce vă spun acum, totul se bazează numai pe surse de arhivă, atât de la Târgoviște, Pitești, inclusiv la Iași. Important este faptul că în momentul readucerii se fixase un traseu pe care să-l urmeze coloana oficială, trenul oficial cu capul lui Mihai Viteazu și în care se preconiza a fi urmate acele localități importante prin care Mihai Viteazu și-a lăsat amprenta, în principal bătălii. Nu departe de, cum să spun, de acest traseu se stabilise, se construise chiar o cruce de 1,5 metri din lemn în care, pe locul unde s-a purtat bătălia de la Schellenberg, în care se amintea efectiv și se mulțumea voievodului pentru meritele sale și în care se specifica și data în care treia să ajungă, traseul era foarte bine de stabilit și detaliat pe date și opri. Numai că datorită divergențelor între anumite cercuri politice în care a fost atras și inclusiv Nicolae Iorga, nu s-au înțeles și traseul a urmat cursul firet pe hartă, dacă ne uităm într-o linie dreaptă, către Târgoviște. Nu intrăm în detaliile sărbătorii naționale, cum am spus, cum îmi place mie să spun, din 26 august, cu ce s-a întâmplat aici, cu participarea tuturor oficialităților, atât locale, inclusiv a regelui, care la momentul reintroducerii și reîncumării capului Mihai Viteazu aici, regina. Împreună cu regina, da, și a smuls din piept, rețineți decorația cu ordinul Mihai Viteazu din piept și a pus-o pe țeasta lui Mihai Viteazu. Cuvintele rostite atunci de regele Ferdinand au fost cu evlavie și plin de admirație, ne descoperim și ne plecăm capetele înaintea ta, viteze Mihai, care ne-ai fost o stea lucitoare în timpuri de grea încercare și un izvor nesecat de îmbărbătare pentru ostașul nostru în toiul luptei, iar pentru întregul neam românesc ai fost mai mult decât atât, simbolul viu și glorios al unității naționale.